Salut prieteni, sunt Angel, nu am mai făcut un video de ceva vreme, mi-am cam ieșit din mână, să o spun sincer. În acest vlog voi vorbi despre perioada asta mea de lipsă, practic ce s-a întâmplat, de ce am dispărut și ce voi face de acum încolo. Practic, o poveste care a durat, să zicem, 3 săptămâni spre 4 săptămâni și mai știu când a fost ultimul video pe care l-am pus pe YouTube, a constat în mutarea mea de la Vaslui la București. Am vândut un apartament în Vaslui, mi-am cumpărat o locuință aici în București și m-am așteptat ca tot procesul să fie o chestie de o săptămână, două. Sincer să vă spun, am zis că îmi mut hainele pentru că de acolo nu am cărat nimic decât haine și câteva lucruri personale, adică nu am luat electrocasnice sau mobil sau din asta. Și am zis că lucrurile vor fi așa, eu încar hainele, oamenii vin, montează mobilă și lucrurile merg foarte, foarte lin. Dar, bineînțeles, nu a fost așa și am întâmpinat la orice chestie, a fost câte o problemă. Deci, ca să vă dau un exemplu de un instalator, m-am chinuit să găsesc un instalator în zona asta, incredibil, deci cel mai tare a fost unul spune, da, vin, cum să nu, uite, acum mă sui mașină și plec spre tine. Și după aia mi-a dat bloc la număr, nu mi-a mai răspuns la telefon. Un electrician la fel, de 3 săptămâni, tot zice, acum, mâine, poi mâine vin, răspoi mâine. Și în chestiile astea, fiecare lucrare depinde, adică nu poți să faci anumite chestii până nu îți pune instalatorul o treabă, sau nu poți, nu știu ce. Și au fost niște chestii simple, pentru că am cumpărat o casă la gata, adică avea calorifere, avea instalații, era dat cu var alb și așa mai departe. Dar am mai avut eu niște mici modificări, adică să mut un calorifer, să pun mașina de spălat, nu știu, să mai trag o priză. Niște chestii banale, care m-au tras destul de mult înapoi. După care am realizat că cei cu magazinele de mobilă, deci nu există domeniu online mai înșelător decât magazinele de mobilă. Pentru că sunt, nu știu, câteva site-uri mari, principale, da? Care au pe site mii de produse. Și spun în stoc. Când suni, asta dacă suni, pentru că am pățit să dau comandă, de exemplu, și nu m-a sunat nimeni. Și am sunat eu înapoi, a, păi noi l-avem în stoc la furnizor. Ce înseamnă în stoc la furnizor? Durează poate o lună, poate două, poate trei, până îți vin produsele. Asta nu e în stoc. Și spre surprinderea mea, toți fac așa. Deci am găsit un singur magazin de mobilă de unde am luat două scaune și apoi am mai adus două scaune din altă parte și așa mai departe. Deci toți fac așa. În afară de magazinele fizice pe care le găsești, nu știu, Dedeman, MobExpert și așa mai departe, ce mai ai, cei care sunt online au foarte puține produse și investesc foarte mulți bani în marketing, cum este The Home, de exemplu, care în teorie au sute de produse dacă îi suni, dar noi avem o gamă enormă de scaune și când am fost la ei și i-am spus, bun, hai să văd ce scaune aveți pe stoc. Nicio problemă, veniți la noi în depozit. M-am dus în depozit, aveau 4 scaune. Deci din 100 de mii de scaune pe care le aveți pe site, aveți 4 scaune și restul cât durează? Pe la începutul noiembrie, adică nu. A, bun, și eu până atunci mănânc în picioare, nu? Sau cum facem? Și cam asta a fost procesul. În acest proces am avut foarte multe drumuri Vaslui-București, pentru că mi-au mai trebuit niște acte, mi-au mai trebuit nu știu ce, cred că am făcut 7 sau 8 drumuri de București în perioada asta de 3 săptămâni. Și un drum este, nu știu, 330 de kilometri, 350 de kilometri. Și de când mă învârt prin București am observat că oamenii, în general, sunt foarte neserioși. Când dai de un om serios, acel om este foarte ocupat, dar majoritatea oamenilor, deci peste 90%, cel puțin ce ține din domeniul de meseriaș sau chiar și de la internet, chiar și de oriunde, deci orice fel de serviciu am avut nevoie, toți au fost neserioși la modul că venim mâine nu răspunde la telefon, mă sună după 2-3 zile sau mai sun eu după 2-3 zile și spune, da, domnule, dar am fost ocupat, adică ce mă stresez, știi? Și cam asta a fost. În principiu, între timp mi-am făcut și abonament la o sală, ceea ce a fost destul de ciudat pentru mine, având în vedere că aproape de 2 ani de zile m-am antrenat la sala mea și a fost așa un sentiment ciudat să mă duc în altă sală, eram așa, nu știam chestiile, nu știam aparatele, nu știam politica sălii și așa mai departe, dar a fost o experiență interesantă, m-am înscris la 700 Fit Club, cred.
Și am zis că mai încerc câteva săli. Am luat o lună acolo, cred că luna viitoare mai voi încerca și altă sală. Dar de altfel am observat că în București prețurile sunt mult mai mari la săli. Într-adevăr, sunt unele săli care arată mult mai bine și au servicii, cum ar fi saună sau, nu știu, dușuri exotice cu un chinez care te freacă pe spate sau din astea, dar prețurile sunt cam de 2-3 ori mai mari decât la sălile din provincie. În fine, și având în vedere că m-am tot învârtit dus întors la București, am stat și o perioadă aici. Aici am ars-o studențește la început, adică nu aveam pat, am cumpărat un pat gonflabil până am zis că stăm pe aici. Nu am avut frigider 3 săptămâni, pentru că am dat comandă de la Altex și nu cred că am mai dat vreodată o comandă online care să dureze atât de mult. Deci parcă a fost o ironie maximă. A durat ca să ajungă frigiderul 14 zile. Deci 14 zile, având în vedere că am dat o comandă care a venit din București și eram practic, n-aveam cu ce să o iau, pentru că l-aș fi luat eu. Și până m-am hotărât să dau o comandă de frigider, a mai durat vreo 5 zile. În total am stat vreo 20 de zile fără frigider. Vă dați seama că alimentația mea nu a fost chiar corespunzătoare, pentru că am mâncat rar, mâncat cam o dată pe zi și mai aveam o gustare, dar asta a fost situația. Într-un final, sunt aproape gata. Haideți să vă fac un mic tur. Veți vedea foarte mult gunoi, foarte multă mizerie, pentru că încă nu sunt gata. Dar haideți să vă fac ca o idee, un tur de bază. Deci, cam asta ar fi intrarea. Aici este un gard de plasă pe care l-am acoperit cu gardul ăsta verde artificial. Între timp am pus și gazon și a ieșit. Acolo este un gard de beton, deci aici ar fi cum ar veni lateralul casei pe unde este intrarea. Aici este un gard de beton pe care am intenția să-l acopăr și am zis că nu știu dacă să-l acopăr tot cu chestii din asta verde sau cu altceva. Încă nu știu. Și aici ar fi terasa, deci foarte mult loc nu este ca și curte, dar mi este suficient pentru ce am eu nevoie. Să stau la terasă, să mănânc, să beau o cafea și așa nu am avut timp să fac absolut nimic. Ar trebui să mai rup din buruienile astea și nu am avut timp absolut deloc. Aici va trebui să vină o masă care, bineînțeles, a venit spartă și cu un picior lipsă, după care avem un loc de luat masa pe care ar trebui să le mai așezăm aici. Un mobilier de baie care mi-a ieșit în plus pentru că l-am schimbat și aici este intrarea în living pe care am uitat să o deschid, așa că mergem pe partea asta. Casa este de 105 metri pătrați, deci nu este o casă enormă sau ceva, este cât un apartament mai mare. Și aici ar fi, intri direct și ai un mic hall. Aici va fi o debara care se va transforma într-un hall unde îți lași hainele și papucii și așa mai departe, dar deocamdată este, după cum puteți vedea, un spațiu de depozitare, pentru că încă nu este gata dressing-ul și nu avem unde să punem chestiile. Așa. Și aici ar fi bucătăria, care arată cam așa. Este o bucătărie relativ mică, cu o mică insulă unde vom lua masa când suntem numai noi doi. Și aici ar trebui să intre frigiderul incorporabil, cu care, bineînțeles, am avut probleme, pentru că inițial am cumpărat unul prea mare și sistemul este că trebuie ridicat, în fin. Și deci aici mai trebuie completat cu ușa asta de aici și cu un panou lateral de umplere din ăsta tot maro și să băgăm frigiderul înăuntru și cam asta ar fi bucătăria. Varul acela pe care îl vedeți l-am dat eu, deci dacă aveți nevoie, dacă nu merge cu fitness-ul, mă apuc de construcții, pentru că varul acesta am întrebat, da? Este greu să vă dați seama la cameră, dar este un var care are și un pic de sclipit și o tentă metalică, așa. Varul în sine nu este foarte scump, dar în București este 100 sau între 100 și 150 de euro manopera pe metru pătrat. Ceea ce mi s-a părut, parcă mi-a dat cineva în cap. Adică, ca să dai un perete, te-ar ajunge în jur de 3000 de euro. Eu am dat în casă, veți vedea imediat, în casă am dat pe pereți în jur de 100 de metri pătrați, deci la 100 de euro am economisit 10.000 de euro de manoperă, ceea ce... Am zis că, cât? 150 de euro metru pătrat, deci cred că dacă îmi plătesc un curs de construcții, învăț să dau cu var, ies mai bine, oricum ar fi, ies mai bine și ca și timp, oricum, toți, eu, dacă vrei, în vreo 2 luni am timp disponibil și... Aici ar fi, aici ar mai trebui să mai dau cu un var ca să completez de partea asta, care se va duce către living și aici este o baie de serviciu, o baie mică, care nu este nimic deosebit. O baie mică cu toaletă și așa de serviciu.
După care intrăm în living, pentru care încă nu am masă de living, nu am dat nici, nu am terminat nici de dat cu var, de fapt nu am dat cu var, pentru că nu va rămâne varul alb. Aici a fost petrecerea burlăcițelor, trebuie să vă povestesc și despre asta. Aici va fi o altă masă, pentru că asta e o chestie provizorie de la Ikea până vine masa respectivă. Și aici va fi o masă, acolo cred că vom mai pune un raft din ăla, cum se cheamă, ca să mai acopăr din firele alea, în fine. Și aici vine cu două canapele și un fotoliu, iar în colțul ăsta va fi masa de dining. Aici este frigiderul de care v-am zis că trebuie să-l dau retur și am vorbit și trebuie să vină curierul, dar bănuiesc că durează tot 14 zile, că e același curier. Și va fi masa de luat de dining pentru cei care, dacă avem invitați, pentru că la insulă încăpem noi doi, dar dacă avem invitați, o fi de 4-6 locuri și de aici ieși direct pe terasă. Aici este casa scării, cum ar veni. Și de aici începe dezastrul, pentru că m-am apucat de instalat dressing-ul. Inițial am plătit montajul la Ikea și m-a sunat și a zis că am întârziat, nu știu ce, pentru că știi ceva, ia dați-mi banii înapoi că îl montez singur. Și aici ar fi biroul, pe care tot așa l-am vărâit singur. Biroul normal pentru două calculatoare, pentru că lucrez și cu Alexu. Și aici este un malder de haine pe care urmează să-l pun în dressing. Aici va fi dormitorul, care trebuie să vină. Și acolo, nu știu dacă voi pune vreun mobilier sub televizor. Apoi avem baia, care este și ea în lucru. Mobilierul ăsta l-am instalat așa pe fugă și a rămas, trebuie să vină instalatorul să lege ambele chiuvete. Deocamdată este legată doar una. Așa, oglinda asta trebuie schimbată pentru că este de la mobilierul vechi pe care l-aveam pe terasă. Toaletă, cadă și cam atât. În mod normal ar trebui să pun mașina de spălat undeva pe peretele ăsta, dar am ales să o pun aici, pe peretele din dressing, pentru că am profitat de faptul că sunt perete în perete. Și aici, acum eram în proces de instalare a dressing-ului, care va veni cu colți pe tot peretele ăsta și pe peretele din focus și pe peretele din spatele meu. Deci dressing-ul este luat de la Ikea și am renunțat până la urmă la montaj. Am zis că, mă, știi ceva? Pentru că într-un colț undeva mai trebuie să mai tai, cred că, 2-3 cm dintr-un corp. Și când le-am spus celor de la montaj, a, dar noi nu avem voie să tăiem pentru că nu știu ce, pentru că pierdeți garanția la mobilă. Ce garanție aveam eu? Este o mobilă din PAL. Dacă o atingi un pic într-un colț, se rupe de la jumătate. Ce garanție primeam oricum? Și cam asta am făcut. Mobila de terasă, la fel, am instalat-o singur, am comandat-o de pe internet și a venit o pungă de chestii cu două pungi de șuruburi. Și descurcă-te. Și până la urmă mi-a ieșit, doar că am avut niște piese lipsă. Pe lângă toate astea, am avut și petrecerea burlacilor în weekendul în care a trecut, pentru că, după cum știți, dacă ați urmărit vlogul, eu și cu Alexu ne căsătorim și înainte de cununie propriu-zis, trebuie să faci petrecerea burlacilor și petrecerea burlăcițelor. Eu am plecat cu băieții la Constanța, unde am petrecut acolo, lucru care... Asta este un mic dezavantaj, să spun așa, când ești YouTuber, în special în fitness, pentru că na, nu poți să bei, în teorie, nu poți să mănânci chestii nasoale, în teorie și așa mai departe. Dar pentru că oamenii nu știu că este petrecerea burlacilor sau că este nu știu ce eveniment și în teorie ai putea să o lași mai moale. Și off topic așa, deci am ajuns în Constanța, băieții au zis că haideți să... am fost 8. Am închiriat acolo un apartament și am zis că haideți să mergem la un club de striptease. Am ajuns la intrare și paznicul din prima face: salut, Angel, ce faci? Ai venit la striptease? Și am zis că, mă, dacă era un loc în care să-mi doresc să nu mă cunoască nimeni, aici ar fi fost. Adică nu-ți dorești să te recunoască nimeni într-un club de striptease. Și am stat acolo cât am stat, după care... am mers într-un club normal. În clubul acela am zis că haide să bem niște shoturi și din astea. Când să mă duc spre bar, m-a oprit vreo doi: Angel, îmi place mult ce faci despre tine. Lucru pe care îl apreciez. Deci apreciez de fiecare dată când sunt oprit și să fac o poză sau așa. Adică niciodată nu am refuzat sau niciodată nu am tratat oamenii, nu știu, nu, eu nu am chef sau nu am timp de poze sau așa. Pentru că chiar apreciez chestiile astea. Dar atunci în club... Știți cum e? Nu spune nimeni că nu ai putea să bei sau nu ai putea să mănânci o pizza sau nu ai putea, dar
eu mă simțeam ciudat. Adică erau așa vreo doi care se uitau spre mine insistent să vadă cam ce fac. Și mi-era așa, nu prea aș mai bea așa mult, adică... Și după care am fost, a doua zi am fost la paintball, în fine a fost un weekend destul de încărcat, dar ca idee, în unele momente îți dorești să fii mai ascuns. Fetele au rămas în București, tot așa au fost 8 fete, 8 sau 9 fete, au rămas în București și au petrecut aici, s-au dus prin cluburi, în fine. Și a fost iarăși o fază interesantă, în timp ce petreceau ele în club, vine un tip la Alexu. Și spune, ce frumoasă ești, extraordinar, nu știu ce, cum te numești? Alex îi spune, Alexu Fitness, face, ești cu Angel Fitness, nu mersi, și a plecat. Și cam asta a fost, viața mea deja a revenit cât de cât la normal, să spun, adică, vedeți, am o tigaie în spate, ceea ce înseamnă că am gătit, lucru pe care nu l-am mai făcut de vreo lună și nu știu ce părere aveți voi, cei care stați în București, dar vă pot confirma că în București sunt foarte, foarte multe restaurante în care se mănâncă foarte, foarte prost. Sunt într-adevăr și restaurante în care se mănâncă bine, dar în majoritatea se mănâncă foarte prost. Și de regulă scump și prost. Adică comparația asta o fac, de exemplu, spre zona Moldovei. Dacă te duci, să spunem, în Iași, în Palace, ai nu știu câte restaurante acolo, ai vreo 8 restaurante. Aproape la oricare restaurant îi duci, de fapt nu, aproape la oricare restaurant îi duci, mâncarea este bună, foarte bună sau cel puțin ok. Cel puțin ok. Dar eu am fost în niște restaurante în care era scump și foarte prost. Și lucrul ăsta, nu știu, m-a dat un pic peste cap, așa ca idee. Și mă bucur foarte mult că în sfârșit pot găti, că am frigider, adică am revenit ca și eu, ca un om normal care are toate lucrurile pe care atunci când le ai nu le apreciezi, adică când deschizi frigiderul în prima zi nu spui, bă ce bine că am frigiderul ăsta, că pot să-mi țin lucrurile la rece. Dar în momentul în care nu-l ai, înveți să-l apreciezi mai mult. Și cam asta a fost. Acum ar trebui să intrăm într-un program relativ normal de postări. Adică din nou cu 3-4 videouri pe săptămână, exact cum v-ați învățat. Din nou cu toate emisiunile care erau sau cu toate segmentele care erau pe acest canal. Cum de altfel v-ați învățat și nu plec absolut nicăieri. Ca și noutate, vom aduce benzi elastice pentru fete. Începem și o gamă de fete. Vom aduce mănuși de sală și pentru fete și pentru băieți. Vom aduce curele pentru spate din alea pe care nu le vedeți. Cel puțin genul acela de curele nu l-am găsit pe site-urile din România, nici nu l-am văzut în sălile din România până acum. Nu zic că nu ar exista pe vreun site, dar nu este un model întâlnit. Este un model foarte bun și foarte ușor de folosit ca și curea. Se prinde repede, se pune repede, este foarte groasă și foarte rezistentă, lucru care mi-a plăcut și pentru, cum se cheamă astea de fete, au venit deja mostrele, pentru celelalte așteptăm mostrele, oricum lucrurile încep să se miște în sensul ăsta. Pentru Street Fit la fel, sunt câteva comenzi date care ar trebui să ajungă. Bineînțeles că mă duc, vorbesc cu cineva pentru un spațiu și îi spun pentru că trebuie să-mi depozitez undeva hainele astea de la Street Fit și tot ce am mai avut. Și da, nicio problemă, batem palma, trebuia să semnăm contractul. A doua zi mă sună, nu putem colabora. Și am zis, de ce? Și mi-a închis telefonul. Zic, băi, nu înțeleg oamenii ăștia, serios, adică... Una peste alta, este relativ dimineață, am băut o cafea, mă duc să mai instalez din dressing-ul acela, după care răspund la e-mail-uri. Prima masă a zilei, omletă, castraveți. Clasic. Îmi pare rău că este întuneric și sigur nu se va vedea bine, dar așa arată parcarea sălii. O singură mașină a rămas, a mea. I'll take you home. Save me, I'll take you home.
De cardio. Vedem și un video pe YouTube. Îmi plac mult benzile astea. Trece timpul altfel. Îmi pare rău că este întuneric și sigur nu se va vedea bine, dar așa arată parcarea sălii. O singură mașină a rămas, a mea. Dacă vrei să ajungi la sală, îți faci timp. Cam acesta a fost antrenamentul, prieteni. Momentan sunt la menținere. Nu mai am obiectiv nici să slăbesc, nici să cresc în masă musculară până nu termin toată harababura asta cu mutatul și weekendul viitor, astăzi este în 9 a 10-a și vineri, sâmbătă și cred că și duminică, deci pe 11, 12, 13 voi fi împreună cu cei de la Global Records la Craiova, unde va fi A Awards, Artist Awards. Unde vor fi mai multe celebrități, în fine, și mai mulți influenceri pentru a celebra, practic, cei mai reușiți artiști. Voi fi acolo weekendul următor, va fi și cununia pe 26, tot luna asta, deci va fi o lună încărcată. Dar voi încerca să continui aceste videouri să fie cât de cât constante, adică voi încerca să revin într-un program normal. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați, orice fel de nelămurire, Angel Fitness cu 3DS, arun@gmail.com și bineînțeles, ne vedem data viitoare. Pa!